făceam? Bine, tu ce faci? Bine, am făcut și eu un duș. Bravo. Rece. Să vorbim? Vreau să vorbesc acum cu tine, că după aia sar fetele astea pe tine și nu mai am timp. Păi ce să zic, am auzit că te-ai îndrăgostit de Cătălina în studio, asta am auzit, în platou. Pot spune că m-am îndrăgostit de Cătălina. Zici niște prostii. Vorbesc eu, deci cele mai mari prostii tu le zici. Așa. Că m-am îndrăgostit de Cătălina, stai. Că ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Păi spune și mie, de ce spui toate prostiile astea? Și de mine că sunt ultima care spar singură. Adică, Cătălina spare cea mai singură, Anca și apoi eu. Cum adică? Băi, Anto, că mai e timp până să mă gândesc, că nu cred că ești tu... Cum adică mai timp? Cu gagic. Eu nu cred că ai cu gagic. Asta crezi tu, sigur? Da. Deci ești tu asta sigur. Eu simt, adică eu simt așa când te uiți la mine și văd că nu ești... Nu cred că ești așa, fraie, să nu dai seama. Îți dai seama. Jur. Deci eu chiar am încredere în tine. Băi, s-o iau vineri. Știi ce zic? Sper să nu. Băi, și eu... Sper să dai seama, dar nu știu, poate nu înțelegi, nu știu. Bă, dar mă înțeleg. De asta așa preocupată. Deci sunt dar nu trebuie, trebuie să fii naturală, deci tu n-ai niciun motiv să fii... Sunt foarte naturală. Ce tocmai te interesează că ai ieșit tu pe vreau locul să... Nu mă interesează păi pe ce loc, dar vreau să te faci să înțelegi. Uite, mă îndrăg parfumul, îți place ție. Ia te rușu. Uite, dar ce frumos te-ai machiat. M-am machiat și elegant ești îmbrăcat. Elegant, sunt lăsat în casă. Hai, stai că am venit să vorbim ceva cu tine. Da, bă, da. Deci tu zici că ai înțeles așa. Ai o idee? Ești așa? Da, ai o idee? Capul meu. Dar o idee, sigur, cum poți să spui că te-ai îndrăgostit de aia, de aia, de aia? Lasă că... Lasă ce... Nu contează ce spun, contează ce fac. Da, și am încredere în tine. Da. Și când sunt eu îndrăgostit, chiar se vede. Adică... A, nu știu că nu ești îndrăgostit, adică nu, Doamne, se vede. Păi și atunci... Dar nu știi de ce spui astea, prostiile astea în cap. Nu știu nici eu. Tu ai grijă, da? Ești atent. Da. Promiți? Îți promit. Și sărutul Cristina, a înțeles ceva? Ai înțeles ceva mai mult? Pui cam multe întrebări. Da, și nu rătuți. Uite, vă stai, lasă-mă, frate, m-am băgat peste ea. Te-a bunit, frate. Lasă-mă, frate, vorbesc, îmi povestesc chiar ce s-a întâmplat. Frate, de ce? Iubită suceau, te zicea în continuare, nu le lăsa să se... Ia uite ce vorbesc, că ține stă acolo și zicea că nu le lăsa să te tace. Zicea. Și când m-a întrebat cum era la ceva și nu știu să răspundă, el i-a zis că nu faci de rușine când vorbești, ești o proastă. Te cred. Eu în momentul ăla mă ridicam și plecam. El dădeam o palmă, dar se întorcea capul, jur. Să-i zici, mă, ești o proastă, mă faci de rușine când vorbești, dar te mai fii, te mai rădește. Mamă, deci povestește o chestie. E interesant, i-am zis că da. Și Mirela. Stai, rămâne, că eu cu Bogdan ne trezim dimineața și plecăm și facem și nu știu ce. Și că ne trezim așa și dimineața și îi spun și îi fac. Eu interesează pe mine. Exact. E chestia că nu răspunde la întrebarea pe care îi se pune. Știi și Mirela azi a făcut? Păi, ți-am zis eu ce mi-ai răspuns? Răspunde scurs la obiectul. Și am spus, vorbește pe tema aia. Acolo în bucătărie acum. Nu, Anca s-a dus sus, Anto e sus. Și noi trebuie să mergem în bucătărie. Da, și după facem cu schimbul. Hai să termin și mergem în bucătărie. Așa, să curând. Da, foarte bine. Haide, practic coboară. Bun. Deci să am încredere, da? 100%.